am jucat leapșa cu 4 mașini și o minge de tenis. Ce mai nasol? Avea o problemă când ploua, el a zis că nu poate să conducă pe ploaie pentru că urmărește ștergătoarele. Asta mi se pare foarte fain. Salutați și mineva, am găsit, sunt Bogdan de la ProLine.ro și astăzi vreau să vă întreb mai multe lucruri, în special pe cei mai tineri dintre voi. Ați auzit sau știți ce înseamnă o Dacia cu bord CN? Sau cu zâmbetul lui Iliescu? Sau știți unde sunt discurile de frână pe puntea față la un all-seat? Întreb toate astea pentru că în acest clip vreau să discut despre mașinile pe care le aveam acum 20 de ani în liceu și mai interesant, ce făceam cu ele. M-am hotărât să fac acest clip pentru că anul ăsta se împlinesc 20 de ani de când am terminat liceul și am făcut o întâlnire foarte frumoasă în care ne-am adus aminte tot felul de povești. O să relatez câteva povești și de asemenea o să descriu mașinile pe care eu și colegii mei le aveam în liceu, care pentru majoritatea liceenilor din ziua de astăzi vor părea niște răgălii, dar pentru noi era ceva extraordinar că avem mașinile noastre. Trebuie să încep cu mașina mea, sper să găsesc și o poză cu ea. Era o Dacia 1410 albă, impecabilă la vremea aceea. Asta pentru că mașina era foarte bine întreținută și culmea avea și niște dotări ieșite din comun pentru zilele respective. Și anume avea castofon Sony, avea boxe Sony, avea alarmă și închidere centralizată din telecomandă, care evident nu funcționa tot timpul, dar nu contează. Și din câte mi-aduc eu aminte, avea și un buton pentru deschiderea portbagajului. Sper să nu exagerez. Avea revizile făcute la timp și din câte știu eu, motorul avea și băgat Duralub, acel aditiv care să ajute. Și în rest funcționau toate, evident, avea bord CN, asta înseamnă că aveai și căldură iarna. Un lucru care era deosebit la vremea respectivă. Mai aveam un coleg care avea un all-seat, care din punctul meu de vedere era cea mai proastă mașină din grup, deși ea în sine era o mașină revoluționară. Mergea înfrânat, așa am descoperit că discurile mașinii nu sunt la roată, ci sunt undeva spre cutie, pe planetară. Foarte ciudat, noi dădeam cu apă pe roată în speranța de a răci discurile, dar de fapt discurile erau mult mai aproape de motor, erau în altă parte. Nu pornea, a fost singura mașină pe care am pornit-o la manivelă și sincer era să-mi spar dinții că manivela aia trebuie să o scoți repede, începe motorul să se învârtă. Cu acea mașină am făcut și un lucru extraordinar din punctul meu de vedere și total ilegal. Am mers 9 persoane, eram ampliat bancheta, eram puși ca sardinele, 6 băieți în spate, 3 cu spatele către sensul de mers și 3 cu fața. Iar în față, evident, șoferul, încă un băiat pe locul de dreapta și săraca singura fată din tot acest grup care stătea în brațele lui. Am păcălit șoferul spunându-i că nu o să ia nicio amendă și chiar dacă ia, o să i-o plătim noi. Mă rog, și am mers prin București în mai multe locații, a fost total o aventură pentru că săraca mașină de-abia pleca de pe loc. O altă mașină din grup era o Dacia cu 4 ochi, dacă țineți minte ce înseamnă asta, deci cu farurile acelea rotunde. Șoferul acestei mașini, colegul meu de clasă, nu prea se descurca așa bine la început cu volanul și de fiecare dată când ajungea la liceu, pentru el era o realizare, când ajungea fără să pățească nimic, mă refer, el era foarte fericit că ajungea la liceu și a zis, Doamne, ce bine că am ajuns, n-am pățit nimic, pentru că el în fiecare dimineață fie speria pe cineva pe trecerea de pietoni într-o dimineață și lovit pe cineva pe trecerea de, dar nu rău, pur și simplu el a pornit de pe loc, dar cel de pe trecerea de pietoni încă mai mergea. Avea o problemă când ploua, el a zis că nu poate să conducă pe ploaie pentru că urmărește ștergătoarele. Asta mi se pare foarte fain. Așa și în ziua de astăzi. Celălalt coleg, proprietarul de all-seat-ele, era foarte fericit că ajunge la liceu și nu i s-a stricat mașina până acolo, deși el stătea foarte aproape, făcea doar 10 minute. Aveam chiar și o fată în grup care avea o mașină, era o Dacia mai nouă chiar decât a mea,
cu zâmbetul iesc parcă, da, și era break, dar beneficia foarte rar de această mașină. De altfel și noi, chiar dacă erau mașinile noastre, nu puteam tot timpul să mergem la liceu cu ele, pentru că, surprinzător, nu aveam bani de benzină. Și de obicei ne stângeam toți la liceu cu mașinile și puneam benzină într-una singură ca să putem să ne plimbăm. Da, nu prea mai mergeam pe la ore, evident, în stilul acesta. De multe ori acel all set se strica și noi încercam să-l reparăm, bineînțeles nu era cea mai bună idee. Într-o zi am desfăcut sistemul de frânare să-i facem aeriseria și am cam pierdut tot lichidul de frână și săracul băiat mai avea un pic și frâna ca Fred Flintstone ca să ajungă acasă. Într-o zi s-a rupt și cablul de accelerație și acceleram folosind o sârmă pe geam. Da, deci foarte, foarte multe aventuri, dar cel mai interesant lucru pe care l-am făcut și mi-a rămas în cap a fost ziua în care mai multe mașini aveau benzină, ceea ce era foarte, foarte interesant, și ne-am jucat leapșa cu mașinile. Ca să vă dați seama, pe vremea aceea, cât de rarefiat era traficul în București, dacă noi puteam în zona Moșilor, da, deci nu undeva la periferie, să mergem pe niște străduțe într-adevăr lăturalnice cu patru mașini și să ne jucăm leapșa, adică toate mașinile aveau geamurile lăsate jos, aveam o minge de tenis și ne alergam practic unul pe altul și care nimerea să dea în mașina celuilalt, evident în fiecare mașină fiind cel puțin 3-4 oameni. Mi-a rămas în cap, n-am mai făcut niciodată lucrul acesta și sincer l-aș face oricând, deși nu știu unde, pentru că nu prea mai e loc în ziua de astăzi de câte mașini sunt pe stradă, dar da, am jucat leapșa cu patru mașini și o minge de tenis. Cel mai nasol e când cineva nu nimerea în cealaltă mașină și mingea de tenis se ducea la mama naibii, trebuia să ne oprim, să ne ducem după ea. Da. Multe aventuri cu mașinile din liceu. Niciunul dintre noi nu a făcut niciun accident în afară de banalele zgârieturi în parcare sau mai știu eu ce. Mergeam foarte încet, eram speriat de viteză. Mi-aduc aminte că prima oară când am prins 90 de km la oră cu acea mașină m-am speriat. De altfel, toți eram foarte atenți cu mașinile noastre, pentru că dacă pățeau ceva, nu prea era așa simplu să le repari, că nu erau posibilități financiare. Știu că în ziua de astăzi mașinile clasice pentru liceeni sunt un Golf 7 GTI sau mai știu eu ce alte BMW-uri. Asta e, vremurile se schimbă, sunt 20 de ani, dar fiecare generație cu distracția ei și nu sunt de condamnat nici tinerii din ziua de astăzi, nici noi de acum 20 de ani și nici, eu știu, părinții noștri de acum 40 de ani. Sper că v-a amuzat acest clip și poate v-a făcut și pe voi să vă gândiți la perioada din liceu, care din punctul meu de vedere a fost cea mai frumoasă. Până data viitoare, nu uitați să dați un like, un subscribe și poate un share către prieteni. Drumuri bune!